Cele 59 de percheziții domiciliare s-au desfășurat pe raza municipiului București și a județelor Argeș, Brăila, Cluj, Constanța, Ilfov, Mehedinți, Mureș, Prahova, Vâlcea, Vrancea și Tulcea, sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de Urmărire Penală și Criminalistică. Anchetatorii au căutat probe pentru cercetări cu privire la infracțiuni de evaziune fiscală, false în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și false în declarații în formă continuată. Potrivit Poliției Române, acestea ar fi fost comise în legătură cu activitatea de reciclare a deșeurilor de ambalaje reglementată de o directivă a Parlamentului European și a Consiliului. Statele membre sunt obligate să ia măsuri pentru a preveni producerea deșeurilor de ambalaje, să stabilească sisteme de returnare, colectare și recuperare a deșeurilor și să elaboreze sisteme de informații privind ambalajele și deșeurile de ambalaje care să permită monitorizarea punerii în aplicare a obiectivelor acesteia. În urma cercetărilor s-a stabilit că în perioada 2012-2014, reprezentanții operatorilor licențiați și reprezentanții unor societăți cu care acești operatori ar fi încheiat contracte de prestări servicii, ar fi evidențiat în actele contabile și în alte documente legale operațiuni fictive care ar fi denaturat realitatea îndeplinirii acestor obligații, se arată într-un comunicat al Poliției Române. Anchetatorii mai spun că înregistrarea și declararea acestor operațiuni ar fi facilitat operatorilor licențiați obținerea vizei anuale necesare funcționării acestora și ar fi condus la sustragerea de la plata obligațiilor fiscale. De asemenea, s-a stabilit că ar fi fost evidențiate operațiuni fictive de reciclare a aproximativ 120.000 de tone de deșeuri de ambalaje, pentru care obligațiile fiscale sunt de peste 54 de milioane de euro, se mai arată în comunicatul Poliției Române. La acțiune au participat polițiștii ai Direcției de Investigații Criminale, Direcției Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase, Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, IGPR, dar și polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție ale județelor Argeș, Brăila, Cluj, Constanța, Ilfov, Mehedinți, Mureș, Prahova, Vâlcea, Vrancea și Tulcea, dar și lucrători ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală.